E fetiță, vorbește cu el. E fetiță mică și drăguță. Bravo, fetiță. Hai și vină la fetiță aici. Ia uite ce se joacă Pamponic, așa. La limită, exact. Că se repliază și el și asta l-ajută. Lărgește un pic, lăsa. Da mă, iarlă, măi, da mă, te descurci. Bravo, lasă să mai miroasă. Mai duc să mai miroasă între ei. Să mai miroasă între ei. Tu te repliezi încolo, de exemplu. Da? Da, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt într-o ședință, da? De dresaj, da, cu trei câini care au fost adoptați, au fost luați din adăpost, exact, sau de pe stradă. Toți cu probleme de comportament, probleme de atitudine față de alți câini în special și Pampon cu multe probleme față de câini și față de oameni, reactivitate extremă. Oslo, cățelușa reactivă la oameni din cauza modului greșit în care a fost condusă din lesă. Arlo, un câine care a fost adoptat din adăpost și puțin câte puțin a devenit foarte, foarte determinat în a ataca alți câini, chiar văzându-i de la distanță. Acum suntem într-o sesiune de socializare în care învață și stăpânii, învață și câinii că pot să relaționeze și pot să se manifeste pe stări de bună dispoziție și de încredere unii în ceilalți și, nu în ultimul rând, cu multă încredere în ceea ce stăpânii lor le sugerează. Haideți să vizionăm. Hai tu, vină încoace. Așa, lasă-l să miroasă. Bravo, Pamponică, bravo. Hai la fetițe, să vorbim cu fetițele drăguțe. Cu fetițele drăguțe, așa. Ele sunt fetițele drăguțe, da. Lasă miroasă, îndepărtează-te de ea, deblochează-le, sa. Ha, și te duci să-i dai recompensă acolo. Du-te și tu. Exact, și pune jos. Bine. După cum observați, eu vorbesc mult, așa, pentru că vocea este foarte importantă. Vocea creează câinilor o stare emoțională extrem de plăcută și pentru niște asocieri potrivite în contactul cu ceilalți câini, în primele contacte sau în presiunea pe care o simt unul față de celălalt, vocea asociată pe fundal, vocea mea are o conotație extrem de importantă și se asociază negreșit cu ceea ce se întâmplă în peisaj, cu acțiune. Asta este o exemplificare pentru stăpâni, pentru a-i încuraja și pe ei să-și folosească vocea, să fie cât mai dezinvolt, să vorbească dacă se poate cât mai mult pentru a-i ajuta. Își exersează efectiv abilitatea de a vorbi cu câinii în momente cheie, pentru că vocea lor sugerează încredere, sugerează bună dispoziție și atunci trebuie asociată ca atare. Zdravanski, e fetiță, da? E fetiță, ține-l pe loc acum. Faza asta cu e fetiță este un tag verbal, o condiționare practic care îi setează pe câini la vederea altor câini, chiar dacă sunt mascul sau femele, când aud e fetiță, să intre într-o stare de bună dispoziție, de interacțiune, pentru că inevitabil se va crea o asociere dacă spunem această sintagmă e fetiță, asociată cu mirosul feromonilor specifici de fetiță, așa cum îi are osul. Pampon, fiind un cățel castrat, desigur are mirosul feromonilor modificați, că nu mai există testosteronul, și atunci, inclusiv pe Pampon, Arlo, în situația asta când îl miroase, îl asociază cu o cățelușă și devine tolerant și jucăuș. Asta este foarte important. Ce te distrezi tu, mă, iar la așa? Da, despre voi e vorba în propoziție, despre amândoi că sunteți năzdrăvani și țopăiți, da, da, e fetiță, da, e fetiță, drăguță, ia uite-te, ce distracție, o ții pe loc, bravo, na, și o ții pe loc, bravo, ia uite ce distracție aici, foarte bine, și tu schimbi câinele și recomandă, stop, hai, acum, aia este, și pui jos, bine, bine, măi, piticule. Ok, el vrea la căței. Du-te, mă, de aici. De căței năzdrăvani ce sunteți, mă, voi. Băi, sunteți căței năzdrăvani sau ce? Bravo. Da, ia, te văd. Hai, du-te la căței să te vezi cu ei, na. Du-te la căței. Bine, poți să-i dai, să știi. Acum poți să-i dai, cât nu vede celălalt. Așa, bravo. Și acum cheamă-ți-l pe Arlo și pleci și tu încoace, liniștită, pleci.
E fetiță, e fetiță la joacă și tu mergi, tu mergi. Ușor, cheamă-ți cățelul. Hai, vine aici. Bravo, bravo, bravo. Ăla, pune-i tu acolo. Na, că suntem drăguți și jumătate. Arlo, cel mai drăguț. Arlo, cel mai drăguț. Să mă audă ceilalți. Te joci cu fetele? Te joci cu fetele, ia încep să pui și tu cățelul la un dat înculcat, da? Haide, da. Așa. Folosești lăsa și pui piciorul pe lăsa la un dat. Da? Da, cu piciorul. Da, scoate-i lăsa de sub picioare și lăsa să fie pe partea ta stângă. Hai, mergi un pic în față. Te oprești și apeși pe lăsa. Acum, pe lângă umărul lui. Să-i spui culcat. Așa. Și strânge-l. Așa. Bine, și dai recompensă copilului. Bravo! Te ține piciorul pe lăsa, tu. Piciorul e pe lăsa. Da, pune piciorul pe lăsa. Așa, să nu fie întinsă, dar să fie acolo. Bun, hai cu fata încoace. Și undeva aici o pui și tu înculcat. Punctul ăsta. Pe partea asta. Acolo. Dacă vrei, acolo. Da, eu sunt năzdrăvanul șef. Spune și tu culcat. Acolo. Așa. Exact. Bun, ții piciorul acolo, îi spui culcat și dați recompensă. Spune culcat. Da, iubito. Așa, acolo, acolo, acolo. Culcat. Mă, ce copii, mă, mă, ce copii, drăguți, mă. Vezi? Puterea vocii folosită strategic în momente cheie, cât creează din siguranță și din bună dispoziție asociată cu ce se întâmplă. No. Și îți pui culcat, îl iei și îl pui acolo. Bravo, tu îi pui recompensă jos. Vorbești cu el. Bravo. Bravo, atinge la picior, atinge la picior. Da, bun. Așa. Mai ce copii, no, drăguți. Ce copii drăguți, așa iubiți. Bravo, mă, copile. Îi pui jos, îi pui jos, îi pui jos, da? Foarte bine, și îi pui jos recompensă. Hai, comunicați cu ei. Bine. Și acum dați liber toți. Hai, liber. Iubi, e fetița, e fetița drăguță. Foarte bine, e fetița drăguță. Și pleci, te îndepărtezi de el. Vezi să nu lovești pe pampon, așa. E fetiță, e fetiță, te duci acolo? Ce mai copii? Ia uite, e mângâiere. Ia uite ce distracție. Așa, și pui recompensă acolo și vorbești cu el. Bă, ce drăguț ești tu acolo. Și tu la fel, ia pune-l în sluș. În ce? Sluș, frumos. Eu zic ciuci. Ciuci, ciuci. Ciuci. Oh, și încă o dată. Bravo, mă. Bravo, mă, copil. Cine progresează, șmecheră ce ești. Te-am prins. Te-am prins la fix. Bravo, mă, copil! Superb! Liber! Liber! Excepțional! Excepțional! Bravo! Dragi prieteni, sper că v-a plăcut sesiunea noastră. Sunt Cătălin Cornea, vă aștept la următorul clip.